Mulțumim Bunului Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care până această seară ne-a arătat îndurarea Sa. Avem încredere că și în continuare El ne va fi binevoitor, slăvit să fie în veci. Vom continua să studiem în tematica noastră gânduri, în această seară, un nou domeniu al gândurilor, gândurile imorale. Aș putea spune că este cel mai provocator domeniu de ispitire în vremea noastră. Pentru că filozofiile vremii și legile sunt foarte libertine. Ba mai mult, sunt practici foarte degradante și ele sunt promovate video, prin internet sau alte mijloace media. Și în aceste condiții se împlinește ce a fost profețit, atât prin Petru cât și prin Iuda, referitor la vremurile din urmă, pentru că Dumnezeu știa cum va evolua starea de păcat a umanității înspre stadiul de umplere a măsurii. Scria Petru, a doua epistolă, capitolul 3, versetul 3, în vremea din urmă, în zilele din urmă, oamenii vor trăi după poftele lor. Deci va fi o deslănțuire a acestor manifestări. Aceeași idee apare în Iuda și să ne gândim că a fost profețit despre asta prin Enoch. Omul care a trăit cu mine de ani în urmă, dar care, pentru că a fost luat să nu vadă moartea, iată că a ajuns, să spunem așa, să vadă împlinirea profeției lui după mii de ani. Scrie Iuda, versetele 14 și 15, și pentru ei a prorocit Enoch când a zis, profețind despre venirea Domnului, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi ca să facă judecată împotriva tuturor. Și printre altele scrie aici, să îi încredințeze pe acești nelegiuiți de toate faptele pe care le-au făcut în chip nelegiuit. Și scrie în versetul 18, apostolii și ei au profețit, cum vă spuneam, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Asta e realitatea. Întrebarea la care noi trebuie să ne răspundem este ce posibilități de păstrare a purității, a sfințeniei au familiile creștine și, în mod deosebit, copiii și tinere în acest neam prea curvar și păcătos. Să nu uităm, iarăși, cuvintele Domnului care a spus că într-un asemenea neam, au mai fost astfel de accente în istorie, dar acum situația s-a proliferat la nivelul întregului pământ, noi trebuie să rămânem credincioși. Iată ce scrie în Coloseni, capitolul 2, cu referire la stările din care Domnul i-a scos pe oameni prin lumina, prin harul Evangheliei, și posibilitățile care le avem acum prin relația noastră cu Domnul. Coloseni 1, versetele 11 la 13. În el voi ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcare de trupul poftilor firii noastre pământești. Deci când oamenii trăiesc după pofte, în noi Dumnezeu realizează o operație de dezbrăcare acestor stări, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Haideți să parcurgem în câteva etape această lecție și să vedem mai întâi care-i starea, așa cum o descrie Scriptura și cum de altfel se vede în jurul nostru. Mai întâi să identificăm gândurile imorale și materializarea lor, pentru că tot ceea ce pornește din gând se continuă în timp printr-o faptă. Trebuie să ne reamintim în ce condiții trăim. În lume, sub influența stăpânitorului, oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și își urmează instinctele naturii umane decăzute. Acestea sunt parametrii omului. Citim Efeseni, capitolul 2, de la versetul 2.
Pavel le reamintește credincioșilor din Efes despre trecutul lor, despre starea celorlalți în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Ce lucrează? Cum se manifestă? Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Deci, oamenii din lume sunt afectați din exterior prin puterea diavolului și din interiorul ființei lor prin natura umană coruptă. Așa cum scrie în Genesa, înainte de potop, fenomenul s-a reluat după potop, totul pleacă de la o gândire îndreptată, orientată înspre păcat. Dat fiind faptul acestei duble zone periculoase în afară și în interior, ispitele lucrează în mintea omului pentru că aici este locul de întâlnire a poftelor din interior și a ispitelor care ne asaltează din afară. Din afară este ispita, dinăuntru este atracția poftei. Aici se comite păcatul în primă fază, iar pașii mărunți, mă refer la acest domeniu imoral, deschid drum tuturor păcatelor imorale, un drum adesea fără întoarcere. Să ne amintim de cuvintele Domnului, citim din Matei capitolul 5, care a explicat, a aprofundat porunca a șaptea, care spunea scurt să nu prea curvești, arătând de unde începe acest păcat. Citim Matei 5 de la versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, privirea este dictată de minte, ca să o poftească, deci iată faza asta de poftă și ceea ce se petrece în minte, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și apoi Domnul face referire la alte organe ale trupului care iau parte la materializarea acestui păcat. Ascultați peste 29-30. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, pentru că acest păcat de regulă pleacă de la ochi, în prim plan privind la bărbat, pentru că așa este pus sensul aici, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să pe arunc din mădularele tale să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghină. Un al doilea organ participant la acest păcat, mâna. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de la tine, căci este spre folosul tău să pe arunc din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghină. Domnul spune aici că ar trebui să fim foarte categorici cu acest păcat, să conștientizăm că este întreg trupul în pericol, viața însăși. Și să nu privim, să nu atingem, să nu ne deplasăm înspre asemenea locuri vinovate, pentru că într-un alt pasaj este surprins și piciorul în această acțiune a păcatului. Să citim ce scrie și în Iacov capitolul 1, unde este prezentat tehnic fenomenul ispitirii și păcătuirea la nivel de minte, lupta care se dă acolo. Iacov 1 cu 14 și 15. Fiecare este ispitit când este ispita resimțită, când este atras de pofta lui însuși și momit. Ce înseamnă momit? Păcălit. Omul unde este păcălit? În minte. Atunci când rațiunea este învinsă, când cade orice logică și omul este înșelat. Deci e ceva ce se petrece la nivelul gândirii. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatul. Aș putea spune că în minte este perioada prenatală. Și apoi urmează nașterea păcatului și perioada postnatală, evoluția lui. Și păcatul odată făptuit, aici este finalul, aduce moartea. În lista din Galateni capitolul 5, începând cu versetul 19, faptele firii pământești încep cu patru fapte legate de
imoralitatea fizică și spirituală și sufletească. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, ceea ce înseamnă relații sexuale în afara căsătoriei, cu altcineva decât partenerul legal, relații nelegitime. A doua, curvia, comportament și relații imorale, plăcere pentru imagini și scrieri pornografice, corupție sexuală, prostituție, asta în sens larg. Următoarea, necurăție, asta în mod deosebit are de-a face cu mintea. Potrivit înțelesul ei semantic, din limba greacă, termenul akatharsia, asta înseamnă nu doar păcate sexuale și vicii rele, ci plăceri pentru imagini și incluzând pofte și gânduri ale inimii, pervertirea personalității, murdărie fizică și materială. Cum de altfel și în românește, nu e chiar atât greu de înțeles, un om necurat este un om întinat, murdar. Și ultimul termen de aici, care prezintă o stare mai gravă, desfrânarea, ceea ce înseamnă senzualitate, când omul devine rob păcatului, urmărirea unor pasiuni până la limita la care nu mai există rușine și decență publică, ceea ce nu-i greu de observat în jurul nostru. Aici pofta o duce pe om în starea de a se deda la orice plăceri, încetează considerația pentru sine, pentru sentimentele altora, se pierde respectul de sine și de semeni. Aceasta e starea sau acestea sunt stările vinovate în care oamenii ajung după ce acceptă în minte acest păcat. Să citim și din Cartea Proverbele, capitolul 5, acolo unde este descrisă ispita în faza ei incipientă și în fazele ulterioare de materializare. Proverbe 5, de la versetul 1. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea, pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Observați, este pusă în gardă mintea și apoi prezintă ispita. Căci buzele femeii străine strecoară miere, cerul gurii este mai alunecos decât un de lemnul, deci totul este o înșelăciune, este acea momeală. Versetul 7. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Tot aici, versetul 13. Cum am putut eu să n-ascult glasul învățătorilor mei, să nu iau aminte? Deci iată că totul are de-a face cu mintea, cu gândurile. La cei ce mă învățau. Pentru că atunci când omul este bătut la nivelul minții, restul este doar o coborâre pe tobogan. În capitolul 7 este aceeași idee, din nou se face apel la un comportament înțelept. Versetul 4, înțelepciunii tu ești sora mea, numește priceperea prietena ta ca să te ferească. Deci, când omul este învins la nivelul minții, totul s-a dus. De aceea scrie aici în versetul 7, am văzut printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Deci un tânăr care în mintea lui a fost învins. Și totul a ajuns, până cum scrie în finalul capitolului, spre locașurile morții. Să prezentăm și un caz din Vechiul Testament, 2 Samuel 13, ca să vedem cum lucrează acest păcat, cât de turbat este și apoi cât de puternic este chinuit omul dacă pierde bătălia în minte. Aici este prezentat Amnon, scrie în versetul 2, care pentru că iubea pe sora sa Tamar, era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav. Prietenul lui îi spune în versetul 4, citesc, pentru ce te usuși tu din zi în zi? Înseamnă că era muncit cu zi cu noapte. Culmea care a fost când el a ajuns să satisfacă pofta, a urât-o și a dat-o afară și de aici se tras moartea. Deci n-a fost o simțire naturală, a fost o bătălie pe care a pierdut-o la nivelul minții și diavolul îi șoptea într-una. E cea mai frumoasă fată, trebuie să profiți de ea
și tot ceea ce ține de acest păcat. Dacă nu se câștigă, adică dacă se pierde bătălia în nivelul minții, deci, așa cum aminteam acei termeni de Galateni 5, începe ploaia de păcate. Să citim din Roman capitolul 1 și vom vedea ce se întâmplă după ce s-a deschis poarta minții. Roman capitolul 1, versetul 21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, atenție, ci s-au dedat la gândiri deșarte, de unde a pornit totul, de la gândiri, imaginații. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți, ei n-au recunoscut aceasta. Și-au înnebunit, versetul 24, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurățiilor să urmeze poftele, deci pofta a preluat controlul asupra minții. Așa că își necinstesc singur trupul. Și în continuare este scris despre homosexualitatea care și astăzi este atât de puternică și în evoluție pe plan mondial. Efesenii, capitolul 4, prezintă aceeași evoluție în decădere după ce este cucerită capitala omului, teritoriu cade în mâinile vrăjmașului fără mare rezistență. E doar o chestiune de procedură, de timp. Efeseni 4, citim de la versetul 17. Și totul este în final fără limită. Iată ce vă spun eu și mărturisesc în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Deci de unde pleacă deșertăciunea? De la gânduri. Având mintea întunecată, cum am citit și în Romani 1, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririnimii lor, ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare, faza aia cea mai avansată. Săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. La vremea noastră nu mai există limite. Homosexualitatea e deja istorie. Se luptă pentru legalizarea pedofiliei. Recent îmi spunea un frate de aici din spațiul european, în românește nu știa dacă este tradus sau nu, despre un proiect care prevede copiii după 3 ani să fie lăsați să se bucure de plăcerile sexuale și să le se creeze încăperi speciale în grădiniță, unde să se poată satisfacă sub orice formă își doresc, sub orice orientare sexuală. Să fie determinați de la vârsta asta să-și găsească ei chipurile, orientarea și să aibă libertatea să decidă ce sex să aleagă și ce destrăbălări să comită. Vă dați seama ce atac la aceste minți fragede. Dacă și la o minte matură, cum scrie în Osea 4:11, că-și curvia ea minte, dar la aceste minți plăpânde. Domnul să vină în ajutorul familiilor a acestor copilași. Trecem la punctul 2, urmările imoralității. Imoralitatea în formă continuată creează dependență. Organismul se obișnuiește într-un anume fel, îmi prezenta acel frate un caz concret, un copilaș a fost abuzat, și în urma acestor situații a dobândit o orientare homosexuală. Și eu știu și din alte situații, din confesiuni, din discuții, din ce am mai citit, că atât aceste lucruri scârboase, cum sunt numite în Romani capitolul 1, cât și o curvie clasică să o numim, odată ce pune stăpânire pe un om, îi creează un control și omul devine rob. În Vechiul Testament, când un om se raporta la un animal în acest plan, trebuia omorât și animalul. Pentru că se descoperă că și animalele se pervertesc. Și ce-i mai grav, nu doar că se obișnuie organismul, diavolul pune stăpânire.
Spune Scriptura în a doua Petru, capitolul 2, citesc versetele 19 și 20. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, aici vorbește unor foști credincioși. După ce au scăpat din tineciunii lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Deci este o luptă și apoi este o dominare. Și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Și Pavel are un cuvânt în 2 Timotei, capitolul 3, acolo unde vorbește despre zilele din urmă, face o referire în versetul 6, când vorbește de femei îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Eu cred că aici ai deja faza de dependență, care este foarte critică. Dacă un om cade în vreun asemenea păcat sau este bântuit în mintea lui și se recuperează, e bine. Dacă păcatul acesta durează, eliberarea devine din ce în ce mai dificilă. Pentru că diavolul domină. Cum? De altfel procedează și în cazul altor păcate. Dependența de tutun, de droguri, de orice altceva. O altă urmare a gândurilor și a faptelor de imoralitate care nu se lasă prea mult așteptate dacă nu e biruința în gând, toate acestea cer fonduri pentru satisfacerea lor. Și Dumnezeu nu îngăduie asta întotdeauna, dar asta provoacă foarte multe scandaluri. Ca idee, avem cu toții cunoștință de ce scrie în literatura românească, în cea universală, ce cuprind filmele. De la aceste relații amoroase ilicite, se ajunge la tot felul de scandaluri. Aici sunt implicate fonduri, sunt războaie, de ce nu? Pentru că acest păcat turbură întreaga viață umană, societatea. Iacob scria în epistola sa că oamenii cer cu gând rău, nu primesc, că Dumnezeu nu le satisface toate poftele oamenilor. Și de aceea se naște certul. Imaginați-vă numai într-o familie, când un bărbat are o amantă, câte cheltuieli trebuie pe lângă familie și pentru amantă. Ce scandaluri se nasc în familie, între toate persoanele implicate în acest domeniu păcătos. Să ne amintim de vorbele acelei femei imorale din Proverbe 7. Ce a spus ea când a găsit un tânăr fără minte? Sunt bărbatul plecat de acasă, dar a luat sacul cu banii. Tu trebuie să cotizezi. De ce pornografia este lăsată liberă? De ce prostituția este legalizată în atâtea țări? Aici sunt implicate fonduri. Bani. Sunt oameni care sunt prinși. Se creează dependență și este o industrie întreagă care i-a înrolat pe oameni în acest front al păcatului, biruindu-i la grămadă. Oamenii sunt învinși cu mulțimile. O a treia urmare, rămânerea în acest mediu imoral duce la distrugerea completă a ființei umane. Oamenii se degradează. Mă întorc la Romani, capitolul 1, să știți că societatea noastră își datorează starea animalică în care se află, din punct de vedere moral, datorită înfrângerii în acest domeniu. În mod deosebit, începând cu secolul XIX, odată cu teoria evoluției, de când s-a mers pe ideea că dacă omul este un animal evoluat și totul este instinctual, omul poate să-și permită orice. De fapt, iată că nu-i vorba de o evoluție, ci de o devoluție, de o involuție. Romani, capitolul 1, citesc de la versetul 24, partea finală. Așa că își necinstesc singur trupurile. Versetul 26. Au schimbat întrebuințarea firească, ceea ce era natural,
27, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească, o degradare. Și e bine să nu știm prea multe. De văzut chiar că e indicat să nu vedem deloc, dar cel puțin informații, text sau vorbe ajung la urechile noastre și avem idee de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Mai cu ani în urmă am citit despre o sărbătoare care are loc, dacă o pot numi sărbătoare, o distracție undeva în America, 10.000, toți nud, a dat peste ei o ploaie, s-au făcut tot noroi, s-au comportat ca niște animale din toate punctele de vedere. Este o stricăciune fără precedent. Oamenii s-au coborât la gesturi, la fapte pe care nici animalele nu le comit și pe care nici nu putem să le pronunțăm și, cum spuneam, chiar nici nu-i bine să le știm, dar avem idee de ceea ce se întâmplă. Toate acestea distrug ființa umană. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 5, citesc versetul 22, ce rău este prins de însăși nelegirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poteni de prea multa lui nebunie. 6:32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, totul pleacă de la gând, singur își pierde viața cine face așa. Chiar dacă în lume acestea sunt promovate, pentru că vorba aceea, nu poți să cumperi un produs fără să fie asaltat, nu poți să accesezi ceva pe internet ce ar fi de interes tehnic, profesional, fără să fii atent și să te păzești. Este ceea ce s-a spus în 1 Ioan, capitolul 2. E lumea în care domnește diavolul, dar pe care noi putem să-l învingem. Aici scrie în 1 Ioan 2, de la versetul 13, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău, v-am scris copilașilor. Versetul 14, reia ideea, ați biruit pe cel rău, și acum versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și din lume, la ora asta, cel mai puternic sunt promovate și, dacă nu suntem atenți, iubite, lucrurile imorale. Intră într-un grup de oameni și vei vedea că din câteva vorbe ajung la imoralitate. Dacă te duci undeva, ai deschis un televizor sau uneori și aparate de radio, ce să mai spun, cum aminteam, de internet, peste tot este o provocare extraordinară. Dar iată ce scrie aici, vorbim acum de urmările imoralității. Versetul 16, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, e prima, asta e cea mai puternică. Vorba unui frate slujitor a zis, în lumea asta două forțe sunt puternice, sexul și ereditatea. A te bate cu ele, mă rog, cumpănițile. Ce e ereditar e aproape de neînvins. Partea cealaltă, fără Dumnezeu, nici aceea nu poate fi învinsă. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lodoroșia vieții. Nu este Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei, cum spune și în Eclesiastul, trec poftele, trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Doamne, ajută-ne să fim printre aceia. Acum, după ce am parcurs aceste două aspecte legate de identificare și urmările imoralității, haideți într-o a treia și ultima parte a lecției noastre să privim foarte insistent ce se poate face ca să fim biruitori, să rămânem curați într-o lume care e murdară, mai murdară pe dinăuntru decât pe din afară. Acum este igienă. Cu secole în urmă, cel puțin unele părți ale globului, oamenii nu se spălau cu săptămânile și lunile. Acum oamenii fac duș în fiecare zi, în lumea civilizată. Dar sunt murdari până în sânge. Datorită igienei și altor aspecte ale
societății noastre avansate, am scăpat de boli ca cele din lumea a treia, cum spunem noi. Dar în egală măsură, procentual, ne-au izbit alte boli, ca cele legate de SIDA. Pentru că Dumnezeu pedepsește toate acestea, dacă tot ar fi să includem și aceasta la urmări. Sunt boli apărute în ultimii zeci de ani și toate nevindecabile. Zeci de boli provenite numai în urma imoralității. Să vedem așadar cum putem să avem biruință în lupta împotriva gândurilor imorale. Gânduri care pot să vină la mintea oricui. Să nu fie cineva aici, tânăr sau bătrân, care să spună la mintea mea, diavolul n-are niciun acces. Într-o zi să te iau de vorbă, niște frați, unul dintre ei așa mai curajos a zis, nu-l întâlnesc eu pe diavolul, îl trântesc de pământ de nu se vede. După câteva zile, unul și-o amintit și îl întreabă, nu te-ai întâlnit cumva cu diavolul, că pare așa cam palid, dar nu-o fi dat cu tine de pământ. Zice, ba da, m-am întâlnit cu el. Și cum a fost trânta? E mai tare ca Samson? Zice, trânta nu a fost cu un bărbat, cu o femeie. A intrat diavolul în ea și era cât pe aici să mă trântească. M-a scăpat Dumnezeu, zice, că de fapt așa a fost un complex din prejur, că eu nu mai scăpam. În primul rând să fim conștienți că lupta dintre fire și duh se dă la nivelul minții. Dacă suntem sub controlul Duhului lui Dumnezeu și nu al păcatului, sunt două legi, suntem biruitori. Citim în Roman capitolul 6. Versetele 18 și 19. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinții firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că să vărșeați fără de lege, tot și acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungi la sfințirea voastră. Observați, omul este rob fie al păcatului, fie al neprihănirii. Un rob nu-i stăpân. El face ceea ce îi se poruncește. Acum, ascultați-mă, vă citesc din capitolul 8, de la versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, și aici sunt două legi. Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de altă lege. Legea păcatului și a morții. Vă rog să vă imaginați că în unul dintre noi, în unii, n-ar mai funcționa legea gravitației. Știți, orice corp este atras spre pământ în funcție de anumiți parametri ai lui. Imaginați-vă că am fi atrași în sus. Asta înseamnă să nu mai fi sub incidența unei legi și să lucreze în tine o altă lege, total opusă. Și scrie în continuare de la versetul 3, căci lucru cu neputință legi. Ca și gravitația, legea păcatului ne trage spre moarte, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii, care îmi spune să nu prea curvești, asta înseamnă nici să nu gândești imoral, să fie împlinită în noi. Se poate? Care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dar vă rog, rețineți, nu sunt numai îndemnurile Duhului, e legea Duhului. Nu doar că eu am o chemare de sus, am și o altă forță care mă ridică. Iată de ce este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. În mintea noastră să se preia controlul și să nu mai domine firea pământească, care e tentată înspre poftă. Aceeași idee apare în Galaten, capitolul 5. Citesc de la versetul 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul. Ce înseamnă cârmuit? A preluat el comandă. Și nu împliniți poftele firii pământești. Degeaba este chemarea în jos, după cum am schițat aceste stări
diferite, pentru că noi avem puterea care ne ridică în sus. Versul 17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Și acest teatru de operații este în mintea noastră. Doamne, dă-ne biruință! Am întâlnit oameni care aveau gânduri imorale, nu doar față de oameni, ci față de Dumnezeu. Și nu puteau să le învingă. Când au primit Duhul Sfânt, dar într-o măsură ce se semene a plinătate. Spus, frate, așa ca o odiere mai veneau gândurile acelea. Dar îmi venea imediat să mă rog, mă rugam cu mintea, mă rugam cu Duhul, dispăreau ca la comandă. A spus, până atunci încercam să le scot din minte, să mă gândesc la orice altceva. N-aveam putere să mă împotrivesc. Pentru că în mintea noastră trebuie să preia controlul Duhul lui Dumnezeu. O a doua idee pentru bătălia împotriva gândurilor imorale, pasiunile spirituale dobândite prin cunoașterea lui Dumnezeu păstrează ființa umană în condiții de normalitate, pentru că nu, omul nu este numai trup, numai carne și sânge. Oamenii firești sunt dominați de simțurile carnale pentru că în ei dimensiunea spirituală nu există, decât cea sub influența diavolului. Când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, dobândește noi pasiuni. Îmi scrie odată un bărbat a cărui soție nu mai era de acord cu fanteziile lui, înțelegeți ce spun, și îmi zice, și de atunci viața de familie a devenit plicticoasă. Și mi-am luat timp să-i scriu mai pe îndelete că împlinirile în viață nu sunt date numai la nivel de carne. Noi mai întâi avem împliniri la nivel spiritual. Ne bucurăm și aici pot să participe la aceste bucurii și cei necăsătoriți în egală măsură și cele care au rămas văduve. Noi avem bucurii împreună cu Domnul. Spune Scriptura 1 Corinteni 6, cine se unește cu Domnul este un singur duh cu el. Nu sunt împliniri la nivel de duh cele mai mari împliniri. Și i-am scris, tu când te rogi cu soția ta, când cânti împreună cu ea acasă, voi n-aveți bucurie, că sunteți împreună, sunteți doi. Și unde sunt doi, Domnul este în mijlocul lor și vă ascult. În al doilea rând, noi avem o dimensiune sufletească. Te bucuri când ești alături de cineva care ți este prieten, poți să discuți, e vorba de o mângăiere, de o vorbă bună. De aceea vorbă prietenoasă, cum scrie în Proverbe, care este dulce pentru suflet, sănătoasă pentru oase. Asta nu te împlinește? Și am scris în final că cine așteaptă să fie împlinit numai de trup este un om firesc care crede că omul este creat numai din carne și sânge și oase, nu? Noi avem duh, avem suflet și este și trup. Toate au dimensiunea lor de împlinire. Oamenii de afară, vorba lui Solomon de Eclesiastul 2, să mâncăm și să bem și plăcerea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Dar noi avem alte plăceri pe primul plan. Plăcerile spirituale, pasiunile sufletești pentru a face bine, prietenie, a trăi în pace, în armonie. Așadar, să ne ajute Domnul să avem ființele noastre restructurate, restaurate. Iată ce îl învăța Pavel pe Timotei, 2 Timotei 2 cu 22, fugi de poftele tinereții. Adică în mod deosebit, la vârsta asta, oamenii sunt bombardați de aceste stări, dar omul trebuie să nu pună astea pe locul întâi. Ce are de făcut? Urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheau pe Domnul într-o inimă curată, adică încearcă să înclin balanța spre lucrurile sfinte, să cadă fericirea pe cele spirituale. În aceeași idee citim în Coloseni capitolul 3, de la versetul 1,
Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iată ce pasiune avem. Versetul 5, în aceste condiții, vom citi imediat, se pot controla aceste stări, dar totul pleacă de la aceste pasiuni spirituale. Citesc și Tit capitolul 3, de la versetul 3. Că și noi eram altădată fără minte, totul pleacă de la minte. Neascultător, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrem să fim urâși urându-ne pe alții. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Versetul 6, a vărsat din belșug peste noi har. Versetul 7, pentru ca odată socotiți de prihăriți, deci cu toată vinovăția anulată, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice, acolo unde nu mai este bărbat, nu mai este femeie, vom fi ca îngeri, vom fi fiii lui Dumnezeu. Dacă toată împlinirea ar fi dată de pofte, înseamnă că în rai suntem nefericiți, acolo nu mai avem de face cu așa ceva. Așa că adevăratele împliniri sunt de domeniul spiritual, că plătim tribut și cărnii, și după cum trebuie să mâncăm și să bem apă, că altfel nu putem trăi, suntem conștienți și de necesitățile fizice. Dumnezeu a rezervat și pentru acestea bucuria necesară vieții de familie, dar ordinea este duh, suflet, trup. În ideea aceasta citim mai departe din Coloseni capitolul 3 și vom vedea că bătălia trebuie să fie câștigată, cum am lansat ideea încă de la început, la nivelul minții. 3:5. De aceea, pentru că aparțineți Domnului, pentru că aveți o altă pasiune, omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ. Cum să le omori? Adică ce organe se desfințesc din trupul nostru uman? Sunt careva care trebuie extirpate? Nu, totul ce vrea să spun aici, ascultați ce scrie în continuare. Citesc de la versetul 9. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce le-a făcut. Deci trebuie să-mi omor doar mentalitatea aceea bolnavă, orientată înspre imoralitate. După cum spunea Domnul, căci din inimă ies și dacă acolo le omorâm, nu mai ies. Doamne, ajută-ne! Trebuie să ne fie corectată gândirea. Și în privința asta, să știți că cei credincioși au o gândire foarte rațională. Noi, în primul rând, avem o privire prin credință, o gândire a credinței. Și în prim plan, cum am spus, avem o imagine în lucrurile spirituale, dar în al doilea rând, noi suntem sau trebuie să fim mai raționali decât cei de afară. O gândire rațională, nu instinctuală, este dovada unei minți curate și pline de cunoștința voii lui Dumnezeu. Este un verset interesant în Cartea Numeri, capitolul 15, versetul 39. Un aspect prin care Dumnezeu vrea să-i învețe încă pe cei din sistemul Vechiului Testament, să-și lege un ciucuri la veșminte. Ascultați! Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre și după poftele voastre. Și atenție! Ca să nu vă lăsați târâți la curvie. Dar acum, pe noi nu ciucurile acelea de la veșmânt ne aduce aminte că trebuie să ne gândim, nu să ne comportăm instinctual, ci Duhul Dumnezeu care este în mintea noastră. În aceeași idee citim 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Cuvintele Apostolului Pavel care vorbea concret de la versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne harul să trăim curat, să ne înnoim în Duhul minții noastre și să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Deci noi, prin pocăință, prin nașterea din nou, am răstinit omul vechi, acele mădurare le-am omorât. Dar de fapt omul acela
E totul constituit în mintea noastră. Omul își imaginează, privind la o femeie sau o femeie, gândindu-se la un bărbat. Acele imagini dispar. Filmele sunt îndepărtate. Și omul gândește foarte rațional, corect, cum spune și în 1 Petru, capitolul 1, din nou se face ce referire la minte, 1 Petru 1:13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Nu mâinile și picioarele de baică, mâinile și picioarele nu umblă singure. Nu o să te scapi cu mâinile pe umerii unei femei și apoi să coboare mai jos, dacă mai întâi nu se dă comanda din minte. Nu o să privești spre o imagine, dacă mai întâi nu s-a dat un click în minte. Nu degetele comandă pe care buton apeși la tastatură. Mintea dă comandă. Încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți treji. Versetul 14. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Acum cunoaștem ce-i bine, ce-i sfânt. Ce gândire frumoasă ne recomandă Biblia. Ca tânăr necăsătorit, chiar mă întrebam, și uneori mă întreabă tinerii, băieți sau fete, până unde pot merge cu imaginația în ce privește ceea ce va fi după căsătorie? Ca băiat, te uiți spre o fată, ți se pare simpatică? Ei, una este să te gândești, mi-aș dori o fată credincioasă și alta e să mergi cu gândul până să-ți imaginezi ce se întâmplă în dormitor. Altceva este să te gândești la un băiat, mi-aș dori un asemenea băiat credincios, dar nu poți să știi că este acesta sau vreun altul. Fixează-ți în minte ideea unui bărbat credincios, nu neapărat a unuia despre care nu știi că va fi sau nu va fi bărbatul tău. Cu atât mai mult când ești căsătorit. Când ai soția ta, trebuie doar să te gândești la regula de aur. Spuse Domnul, tot ce voi să facă oameni, faceți-le voi la fel. Ți-ai dorit ca altul să vină și să pună mâna pe soția ta și să se întâmple lucruri vinovat? Cu siguranță că nu, numai dacă e pervertită mintea total. Ce a spus Iosif către soția lui Potifar? A zis, tu ești nevasta lui, tu nu gândești. Eu sunt administrator, dar asta nu înseamnă și peste nevasta lui. Apoi a zis, cum să fac o rotă de mare păcătind împotriva lui Dumnezeu? Noi suntem ființe create după chipul lui Dumnezeu. Nu degeaba acest păcat este numit imoral. Este imoral față de Dumnezeu, a cărui chip îl purtăm, imoral față de nevasta sau față de bărbatul care Dumnezeu ne l-a dat sau ne-l va da în viitor, îl va da pentru cei necăsătoriți. Deci, o gândire curată este una rațională. Și un ultim aspect, păstrarea departe de zonele de ispitire. Nu-i suficient să ai Duhul lui Dumnezeu în minte, să ai pasiuni sfinte. Nu-i suficient să gândești corect și curat. Trebuie să te păstrezi departe de acest păcat. De aceea cine îmi spune, eu mă duc la mare și meditez la psalme. Și cred că o să mai poți scrie și tu unul ca David. Pereche cu 51. Zic, să nu spui tu mie că pe plajă gândești la Domnul, o să gândești la Doamne. Că fete fecioare nu se duc acolo. De ce a fugit Iosif afară când l-a abordat într-un mod insistent soția lui Potifar? Pentru că noi trebuie să avem principii, standarde înalte care să nu se constituie în pricine de păcătuire pentru altul și să putem rezista provocărilor altora, în mod deosebit a celor care sunt prinși deja de acest păcat. De aceea, stimate fete și surori, este indicat să vă acoperiți trupul cât mai bine ca să n-aibă ispită bărbații cu aceste gânduri. Bărbații sunt ispitiți vizual și apoi în mintea lor începe frământarea. Să vorbim frumos, frățește, dăm mână, socializăm. Dar când cineva ne aruncă o privire pătimașă, când cineva dă drumul unei vorbe cu dublu înțeles, trebuie imediat să dăm alarma și să spunem atât,
Mă întreabă într-o zi o soră. Zice, un bărbat, într-o anumită împrejurare, a pus mâna pe piciorul meu și n-am avut tăria să-i îndepărtez imediat, deși l-am făcut să înțeleagă că m-a deranjat. Dar ulterior, zice, mă bântuie niște gânduri, îmi vine să mă gândesc la el. Și am discutat imediat cu soțul și vă cer și ajutorul dumneavoastră. Spuneți-mi, ce ai de făcut? Și printre sfaturile care trebuie să le dăm în asemenea situații, să ne păstrăm departe de acest domeniu murdar. Iată ce scrie în Proverbe, capitolul 6. Citesc cuvintele înțeleptului de la versetul 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățăturile mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, târnă la gât, ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat, îți vor vorbi la deșteptare, deci oriunde. Versetul 24, ele te vor fei de femeia stricată de limba de militoare a celei străine. Versetul 25, n-o pofti în inima ta, adică în gândul tău nu-ți imagina. Eu le dau notul slavă la bărbații care au spunând o soră frumoasă. Deci trebuie tu să-ți imaginezi cum e nevasta altuia cât de frumoasă ca să o pictezi și la ce te ajută asta? Noi trebuie să ne păzim. Eu vorbesc liber. Acum am 30 de ani de căsnicie și poate confirma nevastă mea că nu sufăr de gelozie. Că poate uneori când spun că să fim foarte categorici în privința asta, s-ar crede că vorbesc ca un gelos. Nu, sunt un om foarte liber în privința asta, în sensul că n-am vreo teamă. Dar totuși îndemn pe oameni să se păzească și să păstreze distanța regulamentară. Scrie în continuare aici așa, versetul 26. O femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump, deci el e nevinovat. Și acum întrebările, 27 și 28, poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Poate să umple cineva pe cărbune aprins fără să se ardă picioarele? Adesea le spun la băieți, măi, întâi încercați cu focul și apoi cu fetele. Dacă nu te prăjești, atunci tu poți să mergi cu fete la plimbare și instinctele în tine nu o să fie provocatoare. Vă mai dau două versete din Petru și din Pavel care ne îndeamnă să fim foarte atenți cu păcatul. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Mă întreba un bărbat, zice, frate, e normal ca un bărbat pocăit, căsătorit, să ceară acceptul de prietenie pe Facebook la o nevastă măritată și aia? Zic, în primul rând, ăștia nu-s cum trebuie ca o Facebook. Că da, chiar îi trebuie cuiva Facebook pentru firmă, are o poză acolo în colț și rest are datele firmei. Dacă are trece poze cu prieteni, cu așa, cu o listă de prieteni, ăștia deja prins în curs. Și 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele pirii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci dacă vrei să rămâi întreg, nu te dă în zona frontului, că te ciure gloanțele. Nu te arde focul, tot te afumă cumva. Și cum scrie în Proverbe 5, fiind drăgostit de nevasta ta, ca să nu cumva să întinzi un deget și vreo privire spre nevasta altuia. Că Dumnezeu ne-a dăruit în familie tot ce avem nevoie, familia este o protecție împotriva curvii, de aia sunt îndemnați și tinerii, 1 Corinteni 7:9, care nu se pot controla, să se căsătorească, pentru ca să ne păzim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. 2 Corinteni 7:1, amin? Încheiem cu două afirmații, ca de obicei. Controlul firii pământești se realizează prin răstignire și, așa cum am citit din Roman 8, prin legea Duhului de viață în Hristos. Citesc Galateni, capitolul 5, în aceeași idee, versetul 24. Căci cei ce sunt al lui Hristos Iisus și aparțin, trăiesc după legea Duhului de viață în Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci nu doar că Domnul iese de acum pasiunea noastră. Păstrăm firea sub control, la distanță, pentru a fi păziți.
în aceeași idee, Roman 13 cu 14, de aceea nu recomandăm ca femeile să se cosmetizeze, să se aranjeze într-un mod care să fie provocator, să atragă privirea, bărbații să aprecieze valorile naturale, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, ceea ce înseamnă să avem o gândire ca a Lui, gânduri cerești despre împărăția viitoare, și nu-i destul atât, încă suntem în carne și oase. Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cum umblăm la fire și o activăm, își cere drepturile. Ea trebuie împlinită, doar cum spuneam, în plan familial, în limite sănătoase, naturale, și noi să aparținem Domnului. Amin? Și în ultimul rând, cât cu privire la cei care au fost prinși sub o formă sau alta de imoralitate. Pornografia face ravagii în vremea noastră. Rețele de socializare. Discuții. Câte femei n-au ajuns la păcat prietenind doar cu bărbați, așa că bărbatul îi mai sec la vorbă sau nu-i bun la suflet. Sau prietenii cu foști colegi, imagini. În asemenea situație este necesară pocăința și mărturisirea oricărui gând și tentații imorale. Cum am dat exemplu acelei femei pe care am apreciat-o, am spus, am un gând care îmi zboară în altă parte. Din faza asta trebuie făcut ceva. Că după ce se ajunge în alte faze, am întâlnit care au spus, frate, știu că e păcat, știu că e curvă, dar nu mă mai pot împotrivi. Este un har să se ridice cineva din aceste stări. Dar pentru toate acestea, pentru a se ridica omul în funcție de cât de jos a fost căzut, trebuie o pocăință pe măsură. Altfel, cum spune Pavel 2 Corinteni 12 cu 21, zice, mă tem că nu v-ați pocăi de curviile, de necurățiile și alte stări vinovate din trecut. O prăbușire ca fiul risipitor care a fost și el destrăbălat este salvatoare. O trăire departe de păcat. Nu ai căzut pe Facebook și acum tu rămâi acolo numai că o să fii atent. Închizi urgent. Sunt situații în care trebuie să schimbi serviciu. Știu cazul unui tânăr care căzuse în plasa unei femei căsătorite, dar lucrurile erau în fază de mentalitate. Frații, urgent, spus să-ți faci bagajul și pleci în țară. Și-o scăpat. Smerenie, mărturisire, ascultarea sfaturilor, pentru ca Dumnezeu să lase Duhul Său peste noi și să fim ridicați, să fim izbăviți, chiar dacă trebuie plătit un preț, chiar dacă David a plătit scump, în final a fost recuperat. Dar asta nu cu jumătăți de măsură și cu toată inima dorind să îi slujim Domnului. Așadar, spun în încheiere, să ne ajute Domnul să trăim curat. Mi-am amintit de un frate care spunea, datorită nevoilor familiale, că am avut casă mare, am muncit peste 10 ani în străinătate, fragmentar m-am mai dus acasă și vorbea ca și la o confesiune în fața mea ca slujitor, nu mă simt vinovat de niciun gând. În mintea mea de când m-am căsătorit a fost numai nevasta mea. Și l-am văzut cum îi vibra vocea și avea bucuria aceea în inimă că Dumnezeu i-a dat biruință. Am stat de vorbă și cu tineri sau familiști care au spus, frate, am căzut, am privit sau altul am gustat, ce-i de făcut? Dumnezeu poate să te spele, să te curățească, dar cu o condiție, că ești gata să trăiești curat pe de-a-ntregul. Altfel nu există șanse reale și definitive de recuperare. Domnul să dea îndurare tuturora. Amin.